Această rubrică vă este oferită de Sanador. Examenul ginecologic de rutină ne ajută să descoperim din timp orice afecțiune care ține de sănătatea aparatului reproducător. În acest fel, femeile evită complicațiile care pot să apară în timp. Când sunt recomandate investigațiile ginecologice, discutăm cu doamna dr. Anca Badea, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Investigațiile ginecologice sunt recomandate în cadrul unui consult ginecologic anual, care se recomandă a fi făcut încă din primul an de la începerea vieții sexuale, anual, chiar dacă nu există simptome, tocmai pentru a preveni eventuale afecțiuni. Investigațiile pe care le efectuăm în cadrul consultului anual sunt examenul de secreție vaginală, microscopic și cultură, atât de la nivelul secreției vaginale cât și de la nivelul colului uterin, testul Babeș-Papanicolau, care este test de screening pentru cancerul de col uterin. Acest test este foarte important, se efectuează anual, începând cu vârsta de 21 de ani până la 65 de ani. Dacă pacienta și-a început viața sexuală înainte de 21 de ani, atunci se va efectua după minim un an de la debutul acesteia. Testul Papanicolau verifică celulele de la nivelul colului. Dacă există celule anormale, atunci prin efectuarea unui tratament se poate preveni transformarea acestor celule în celule canceroase. Tocmai de aceea este foarte important screeningul de cancer de col. Tot în cadrul consultului ginecologic anual se fac investigații pentru screeningul bolilor cu transmitere sexuală. Acesta este reprezentat de infecții precum clamidia, micoplasma, tricomonas, de asemenea infecția cu HPV, care este o infecție foarte frecvent întâlnită. Genotiparea HPV este importantă pentru că studiile clinice au dovedit că este implicată în peste 90% din cancerele de col, iar infecțiile cu tulpina HPV 16 și 18, care sunt tulpini cu risc crescut, sunt implicate în peste 60% din cancerele de col uterin. Tot în cadrul consultului ginecologic anual se pot efectua investigații imagistice, precum ecografia mamară și ecografia transvaginală, care sunt investigații non-invazive, neiradiante, se pot efectua fără contraindicații sau restricții. Cum trebuie să ne pregătim practic pentru un consult ginecologic? Pacienta trebuie să știe că un consult ginecologic anual de rutină se efectuează în afara perioadei menstruale, deci atunci trebuie făcută o programare la medicul ginecolog. Trebuie să nu efectueze spălături vaginale cu 48 de ore înainte de consultul ginecologic, să nu folosească creme sau ovule vaginale, să nu aibă contact sexual cu 48 de ore înainte de consult pentru a nu influența curatețea rezultatelor analizelor care vor fi recoltate în cadrul consultului. Înainte de consultul ginecologic trebuie golită vezica urinară, este benefic și pentru efectuarea ecografiei transvaginale și de asemenea poate să-și pregătească o listă de întrebări pe care să le adreseze medicului în cadrul consultului ginecologic. Da, doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. O zi bună. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.